ședința anterioară. La ordine de zi, în conformitate cu dispoziția primarului cu numărul 346 din 24.10.2019, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Comisiei Locale, Comisiei, și va avea loc în data de 31.10.2019, orele 15, la sediul primăriei Comunei Sărbune, în sala de ședință. Ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a primarului a unor de acțiune privind servicii sociale, administrative și financiare de buget, bugetul comunei, Sândure, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în organigramă și statutul de apartamentului de specialitate a primarului comunei Sândure, Iosif Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială și comunitarea organizată la nivelul comunului Sândure, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de anul 2019, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren aferent în extraterenul statului Reșeș, comuna Sândure, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren, inițiator primarul comunei. Și punctul 7. Trebuie diverse, cum este. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine pentru? Abține împotrivă? Eu. Începem cu punctul 1. Să semnesc ca să zic două. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune privind servicii sociale, administrative și financiare din bugetul comunei Sândure, inițiator primarul. Ședința Consiliului Local. În urma unui control efectuat de Direcția de Sănătate Publică Bacău, mi s-a întocmit un raport dintre punctele pe care ar fi trebuit să le rezolvăm, ar fi aprobarea unei strategii locale de dezvoltare a serviciilor sociale. Noi am aprobat o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, dar cei de la Direcția de Sănătate Publică au spus că nu este ok, a fost din nou elaborată și acum venim spre aprobare a acestei strategii locale de dezvoltare a serviciilor sociale. Strategia s-a aprobat și sub aspectul că prin hotărârea de 797 s-a mai modificat ceva la regulamentul privind serviciile publice de asistență socială. Și atunci s-a inclus și chestia aceasta și datele au fost actualizate. Mai bine spus, refăcută ca poate. Întrebări? Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate a primăriei primarului comunului Sândure, județul Bacău, inițiator primarul. Da, bun. Aici, pentru că, cum v-am spus, a apărut această hotărâre de 2017, el stabilește și regulamentul cadrul de funcționare, dar special a compartimentului de asistență socială.
Noi avem un compartiment de asistență comunitară, cel care am prins atunci finanțare pe iar noi avem un compartiment puțin mai stupos, cu denumirea de asistență socială, stare civilă, resurse umane și arhivă. Și pe cele două persoane care erau în acest compartiment cu probleme, pe probleme de asistență socială, și cu cei care erau în compartiment de asistență comunitară, s-a făcut un singur compartiment de asistență socială și comunitară. Iar toată lista a dat denumirea de comunitară, pentru că obligatoriu, prin regulament, spune că trebuie ca să fie, deci, un post de asistent medical comunitar. Iar toate posturile care erau vacante pe asistență comunitară și cu celelalte două posturi, s-a făcut un singur compartiment. Compartiment specializat numai pe asistență socială și comunitară. Iar pentru că legea prevedea că obligatoriu să fie un post de asistent social, deci fiind vorba de o persoană cu studii superioare în domeniu, atunci acel care a fost era o funcție contractuală de lucrător social și atunci acea funcție de lucrător social s-a evaluat și s-a transformat în asistent social. O altă modificare s-a făcut la compartimentul juridic, unde consilierul juridic, adică consilier pe consilier de studii superioare și pe funcție de superior, se transformă în consilier debutant, ca să poată să participe mai multe persoane la concurs, la examen. Astea sunt singurele modificări care s-au făcut la statul de funcție. Aici vin un completare, domnul secretar. Postul de consilier superior a fost scos la concurs prin transfer, nu s-a prezentat nimeni, având în vedere că nu s-a prezentat nimeni, modificăm statul de funcție în consiliere de educație. Înseamnă asta că vă sunt consilier superior, nu, adică de exact. Nu, trebuie vechime. De ce ai vechime? Ai condiționat de vechime. Adică poate un deputat cu studii superior de juridice. Da, cu studii superior. Superioare, corect, da. Tot de consiliere juridic. Exact. Adică nu, numai că un pic acolo s-o... Nu, fără vechime cum ar veni. Deci deputatul nu trebuie ca să ai vechime, mai vechime în special. La vechime, nu da. Ca și nu ca și studii, nu ca și studii. Da, doar vechime, în special. Da, vechime și trei. Probleme? Mai aveți ziceva? Să scrii și de oală cu voi, nu? Eu merg mai departe, nu? Nu, merg mai departe, am zis. Cine este pentru? Abținere împotrivă. În trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială și comunitară organizată la nivelul Comunei Sărbuleni, județul Bacău, inițiator primarul. Aici, deci este foarte simplu, atât de cât am modificat organigrama și toată de funcții prin înființarea unui compartiment distinct, atunci s-a făcut lucrul de funcționare. Asta este obligatoriu, nimic altceva de înțeleg. Deci am înființat că compartimentul trebuie să aibă și regulamentul de funcționare. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru Sărbătoarea în 2019, inițiator primarul comunei. Este o rectificare de bugetul în interiorul capitolului, având în vedere următoare aspecte. Din hotărârea de guvern, hotărârea guvernului 363, emisă de ministru de guvern, s-au alocat anumite sume pentru grupul sanitar Greșei, grupul sanitar Coma și grupul sanitar Greșei, Sandoren și Coma. La Greșei și Coma nu au fost alocat 89.000 de lei prin această hotărâre de guvern, dar conform proiectului, adică din indicatorul tehnic economic, care noi i-am aprobat în ședință, sumele sunt mult mai mari pentru realizarea acestor grupuri sanitare, iar ca și cofinanțare, bugetul local trebuie să vină cu suma pe diferență. La Sandureni, suma alocată de către Ministerul de Rase și Cercetări este de 2 miliarde, o sumă care
acoperă toate cheltuielile. Au fost scoase la licitație aceste lucrări. Prima dată au fost scoase, toate trei au fost scoase. S-au prezentat la licitație pentru Greșești și Coman. Pentru Coman s-a prezentat o firmă de la Iași Install Property, iar pentru Greșești s-a prezentat de ERECT. Pentru școala Sandureni, pentru grupul sanitar de la Sandureni, nu s-a prezentat nimeni. S-a scos încă o dată la licitație, grupul sanitar de la Sandureni s-a prezentat la licitație societatea Vinca din Onești, dar după două zile, trei zile, având în vedere criteriile de execuție și de contare de către Minister până la 31 august, au renunțat. S-a scos iar la licitație prin anunț de societatea a treia oară, nu s-a prezentat nimeni, s-a scos la patra oară la licitație prin anunț de publicitate, s-a prezentat două firme, o firmă de la din județul Galați, din comuna Țiercu, și o firmă Install Property, aceeași firmă care a câștigat licitația de la Coman. S-a retras firma din județul Galați, având în vedere că dumnealor a efectuat un grafic de execuție pe 90 de zile, ceea ce ar fi depășit data de 31 decembrie și s-ar fi pierdut finanțarea. Și s-a încheiat contract cu societatea Install Property. Adică 60.000 de lei, 59.000 de la mai multe capitole s-au dus către grupul sanitar Verșești și Coman. Noi avem un proiect pe acest grup sanitar, avem proiect verificator, de proiect expertiză, toate documentele necesare. Dar au mai fost făcute la sanitar? Ultimul grup sanitar nu mai fost făcute la unde? Acum ce la interior. Au fost făcute cele prin Banca Mondială, în 2007. Au fost făcute în 2007 prin Banca Mondială, grupuri sanitare existente pe care dumneavoastră ați făcut acum, ca o sume. Nu eu. Când era dumneavoastră prima? Făcute din Banca Mondială, dar erau două moduri de repartizare a sumelor. Una prin inspectoratul școlar și una prin primărie. Dumneavoastră v-ați ocupat de grupul sanitar de la Coman, iar inspectoratul școlar, Verșeștiu și Sandureni. După noi, în urmă, grupul sanitar trebuie să fie interul. Nu s-au dat voie acum să dar. Dacă a fost... Exact. Ok, ok. Aici văd că s-au retras 140.000 de la Căminul Cultural Sândulen cu autorizația ISU. Nu s-a mai putut face nimic sau... Nu s-a mai putut face nimic. Cheltuielile sunt de 3 miliarde. 3 miliarde și așteptăm execuția acestor lucrări de alimentare cu apă, astfel încât să scădem din acei 3 miliarde, adică hidrații din interior, unde cheltuielile nu sunt atât de mari. Iar la achiziția sistemului video, vreau să întreb cine, adică pe ce perioadă se gestionează informația video, cine o gestionează? Gestionarea? Nu că am auzit că s-a achiziționat sau s-a este în curs de achiziționare. Veți văd aici este un server principal în care toate date se stochează 22 de zile. După 22 de zile ele sunt șterse automat. În cazul când se întâmplă ceva pe raza comunei Sandureni, o instituție, poliția, depune o cerere la primărie pentru vizionarea unor imagini din data de o anumită dată. Și atunci tu trebuie să le pui ora, trebuie să le pui la dispoziție serverul principal, caseta, toate date. Iar un server principal este conectat la internet. Și numai 22 de zile, atâta... 22 de zile cu 22 de zile sunt. Dar nu, de asta nu, dar nu, adică nu, cine... Nu, adică să nu intre sub... Sunt probleme care pot să intre prin așa. Cu GDPR-ul, adică dacă e tot cine gestionează, adică cine are acces la ele, cine...
este singurul care are acces la ele, sunt deja, e primarul, da, primarul se uită pe imagine. Adică singurul care va putea să aibă acces la imagine, este, este primarul, da, conform legii, pe poate nu are voie să spună nimic, da, situația asta, zic, adică, conform, dacă, dacă o multă instituție depune o cerere pentru a verifica date, eu sunt nevoit să pun la dispoziție serverul principal toate datele. Registrările nu sunt publice. Registrările nu sunt publice. Cum sunt publice în ce sens? Ok. Cum sunt publice cum? Păi adică nu le trimiți către tine ca să iasă legislibii mai departe. Adică dacă vine, dacă vine cei de la poliție, le folosesc doar în interesul, da, doar atâta, deci nu sunt publice. Toți abilitare, cum publice? Publice ar fi să le vadă toată lumea. Pe aia, asta am zis că nu sunt publice. A, nu sunt publice. Nu sunt publice. Exact, și așa vom urmărea să mâncare. Nu că știu că depinde cu GDPR-ul, cu protecția datelor, sunt, trebuie persoane autorizate care să încheie un contract, nu știu, cu diverse instituții acreditate, să le gestioneze. Adică deci, sunt în alte localități unde informația direct pleacă într-un service la care deci e gestionată de o firmă specializată care atunci la dispoziția fiecărui. Că e primărie sau poliție sau diverse organe de control. Aici, sincer, nu știu atât de bine, dar suntem conectați la internet pe un site unde sunt înregistrate 22 de zile și nu se șterge automat. Este... Da, asta e vorba de memoria de stocare cât s-a făcut... E vorba de primărie. Primăria a făcut achiziția, primăria mândrește. Da. De la primărie pleacă la autoritatea. Nu, știți de ce zic că sunt câteodată... Dacă vine poliția, îi dă. Dacă vine ăla, îi dă. Sunt lucruri care nu urmează. Ca o firmă privată, să vorbim... Da. Nu? Bine, așa. Aici. Să punem la vot cine e drum? Abținem împotrivă. Stop. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren aflat în Tramitanul Satului Rășiești, Comuna Strămeni din Județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Care pot îmi spune. Da, da, da. Ați auzit ziua vorbire? Da. Așa. Am dat o hotărâre de Consiliul Local de expropiere a unei suprafețe de pământ. Am explicat în momentul respectiv. Rezervorul de la alimentarea cu apă a fost proiectat, dică spune tu, la Cosmote, unde este antena de Cosmote, sus, pe pârâul da, Fărăi, sus, pe un podel. Era, era terenul islam, pășturii, pășturii, și n-am avut o altă parte. Aveți proprietate personală. N-am avut proprietate personală. S-a schimbat proiectantul, domnul Ponta, și s-a constatat că diferența de nivel este una foarte mare, 364 de metri față de ultima casă din fundul satului, din Dărșești. Pe o analiză de ridicări topo, am luat anumite puncte cadastrale și am coborât cât mi-a permis, astfel încât să ajung la o diferență de nivel de 340-330 de metri. Din asta, dacă ați spus pe podei, e un tefșar. Adică am fi mers 700 de metri cu conducta, am fi cheltuit 1 miliard, 2 miliarde și am fi cheltuit chiar degeaba. Am încercat să găsim o suprafață de pământ, am fost cu doamna Brânză și cu doamna ingineră. Am găsit o suprafață de pământ care s-ar fi avut titlul de proprietate și am identificat o suprafață de pământ având titlul de proprietate doamna Băreu. Am avut subiectul ăsta. Am avut subiectul ăsta, dar am venit pentru altă mânerea. Noi nu putem cumpăra o suprafață de pământ fără a promit o expertiză de evaluare, un raport de evaluare acestei suprafețe. Să arată legătura cu o firmă Sencia Macarei și valoarea, nouă ne trebuie 1500 de metri pătrați, 1680 de metri pătrați. Valoarea acestei suprafețe de pământ dată de evaluator Aneval este de 2050 de euro, respectiv, domnul secretar mi-a arătat, 94-97 de milioane.
Adică cheltuim 9.740 de milioane. Adică prefer să cheltuim 97 decât să cheltuim 2 milioane. Pe urmă va fi una de amplasament. De amplasament. Adică, înainte de a începe execuția acestui rezervor, va trebui să depunem o documentație la Ion. Cineva mi-a spus că în alta tensiune sau media tensiune trece prin zona aia. Să vedem dacă putem primi avizul de amplasament. Dacă primim avizul de amplasament, vom construi în zona aia. Nu trece. Primim ocupare, frumos. Deci, tu treci de acolo, da. De alta aia, Bedia, care vine din club, de aici a vrut schimba stâlp, de aici chiar nu aia. Acum, chiar la curba aia, mare unui transformator, care duci curent la antena de sus. Acolo. Aici a spus să facem o economie de... Foarte mult. Acum, doar dacă ai gestionat, suma e modică, 100 de milioane, da. Trebuie să facem studiile. Pe costul bugetului din buget local, geo și ce impune construcții, proiectarea. Și restul. Ați calculat costurile? Proiectarea nu, pentru că avem aceeași soluție dată prin proiect inițial. Dacă ai schimbat amplasamentul, trebuie să faci iar studiile de geo. Da, studii geo. Ce a fost studii geo? Studii geo și avizele. Nu mergem pe aceeași soluție de proiectare. Și cât durează avizelele și astea? Ne încadrăm în timp, noi deja avem contractul în derulare. Dacă, dacă ratăm la ultima 100 de metri. Dar pe perioada de iarnă. Adică în 2 luni de zile, 3 luni de zile, eu zic că s-a rezolvat și nici perioada de iarnă. Și firma asta cât mai e contractarea? Până pe 19 decembrie 2020. 2020. 6 decembrie. Să nu riscăm să nu finalizăm alimentarea cu apă. Și să nu fie din partea autorității contractante. Adică din vina noastră, aici este da, e adevărat. Pentru că la Barbosa a văzut un proces pe vina autorității contractante cu insula, unde primăria Barbosa a plătit 8 milioane de lei. E adevărat asta. Dacă noi vom reuși să obținem avizele, nu reușim sau în contract este verificat foarte bine dacă schimbă amplasamentul și astea, păi sunt diferite cauze. Firmele au specialiști care caută lucrul ăsta pentru bani gratis. Știți, până la urmă noi, cât o să dureze? 3-4 luni de zile, dar lucrarea este până în decembrie. Este imposibil să nu reușim până luna mai. Adică, care sunt costurile avizelor și alea? Costul de geo e 1500, avizul de la eu 1200, deci la 5000 de lei. Deci avantajul tot ar fi al nostru. Să te duci 700 de metri până să-i introduci în conductă. Da, iar, trebuie să garantați modificarea asta. Pentru că acum avem un proiect în derulare care el e funcționabil, bugetat, tot ce trebuie. Păi, dumneavoastră, acum, e o noțiune de empatie. Ce ați face? Ați cheltui 2000 de alte? Nu n-aș cheltui, sub nicio formă, dar nici n-aș risca. Păi eu... Dacă risc să pierd proiectul, nu i-aș cheltui. I-aș cheltui. Deci eu aș cheltui dacă risc să pierd proiectul. Dacă nu risc să pierd proiectul, fac iar o mea. Eu, ce spuneți, dacă ar mai avea, să zicem, 2-3 luni de proiect. Dar totuși mai avem un an și 8 luni de zile. Nu știu, întotdeauna lucrurile sunt lăsate. Da, da. Ce pot să spun? Gata, nu? Aici e un proiect care e din 2019 trebuie finalizat. Alimentarea cu apă chiar trebuie finalizată. Se lucrează. La bazine nu au lucrat, cel puțin la ăsta, de pe Ursoi, nu trebuia făcut ceva sau au preferat puteți să bage conducta? Au preferat să bage conducta, avem expertiză, prin expertiză ne-a dat câteva soluții. Nu, e ok, nu. Dar eu zic că avem societăți bune, să știți, și la apă și la canal. Eu așa zic că societățile, adică oamenii muncesc, nu vedeți, lucrează, oamenii sunt ok. Avem probleme foarte mari, să știți, ne-au dute pe loc și atât de la bun, pe loc de ani, corect. Avem probleme foarte mari pe drumul județean. Foarte mari. Foarte mari s-a ieșit din stradă, deci nu s-a păstrat dimisiunea aia, ne-a sărie râde, că știe despre ce este. Și problema este una foarte gravă. Deci nu putem ce conducte de canalizare pe drumul județean. Pentru că s-au apropiat foarte mult de acostament, de acostament de șanță. Sunt zone unde sunt 80 de centimetri.
Este foarte greu. De șlapă. Deci vă spun și de unde. De la tine, de la țițarul, cu partea stângă nu s-a putut băga. Deci cu lucra de apă și nu se poate băga. Avem două posibilități. Să capiți la nu se poate. Avem două, trei. Uitați, ne-a transmis lupte în loc că nu poate lucra la 2000 ani. Adică o situație foarte grea. S-a apropiat pe ea o lună de domnul județean, adică m-am uitat... Pe care distanță? 11 km la județean. La județean? Măcar nou. Și au o distanță. Și atunci avem două posibilități. Să ne dea voie. Dar sunt niște cheltuieli foarte mari și cine le suportă această conductă să fie amplasamentul pe acostamentul, pe zona, pe acostament, adică pe zona dintre asfalt și șanț, adică se sparge șanțul, se sparge betonul ăla și se introduce conducta, sau a treia zonă, trei posibilități. A doua posibilitate, toți cetățenii să strice gardurile pentru că au intrat în domeniul public, iar a treia posibilitate nu se introduce canalizarea de cum îmi dă seama. Dar primul posibilitate că nu poți normal. Dar între șanț și acostament atunci drumul județean o să nu-ți dă voie. Nu-ți dă voie sau chiar dacă îți dă voie în anumite condiții și foarte dificile, nu? Da. Și îți dă voie, dar zice ei repar. Ei îți dă drumul județean. Ce strici, repar tu. Și cum să repari tu ceva ce nu ei s-a întâmplat? E o situație foarte grave la primul județean. Deci cu proprietarea de stare? Nu. Mai e o mică, a patra variantă, să trece prin curtea omului. În curtea omului, dar prin domeniul public. Adică în partea publică, în curții. Nu, ne dă declarații de care are, să trece conducta prin curtea lui. Și nu are ce să facă, trebuie să ne dea. Dar e mai multă nebuneală este ca să treci, pentru că fiecare are gard. Fiecare trebuie să... Ce face? Părerea mea. Spuneți. Eu mă gândesc din mult tare. Vreo 2 ani de zile, deci m-am gândit mă gândesc la asta. E foarte simplu. Să sapă manual. Dar nu poți să stai cu anul 4 metri? Ce nu există 4 metri să faci? Da, în fiecare proprietate. Manual, să mă stai manual. Uitați, o idee bună. Fiecare proprietate s-a subminuția lui. Da, sunt de acord. Dacă s-a intrat, nu poți să faci 4 metri. Dar nu poți să faci 4 metri. Dar cum intri tu cu ăla unde se sape lângă? Dar gândește cum citești tu gardul la oameni. Păi nu poți, ai Dacă omul dă declarații notariale și asumă cu ieșit în zonă și asta e singura variantă care e mai simplă. Este singura variantă care e simplă să treci pe cântea omului. Nici el nu și-ar dă declarații notariale. Ți-i nu strici gardul omului, nu să strici gardul omului. Dar eu simplă. Pe mine nu m-am deranjat să-mi treacă conducta prin cuntea. Nu mă da, dar pe viitor, când vor fi probleme, omului. Aici, da. Problemele astea sunt asăucești. Exact mașinile cu autostrada. Astea sunt probleme. Căminele vin proprietate. Oamenii au acceptat să treacă țeava, dar nu mai accept acum căminele pe proprietate. Sau și pe viitor. Deci dacă se introduce doar conducta în zonă și căminul în afara proprietății, n-ar fi nicio problemă. Căminul să fie la oriunde. Până la oriunde, Loc public. 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 Loc public
N-are. La distanța de ce gașă până la sfoară. Oamenii mătești au același. Păi cât? Distanța din gașă. 2 metri. Deci cât ce-au făcut drumul? Cât au făcut din construit din mătești? Din gargul? Da, da. Până la sfoară, câți metri ai? 3 metri. Ce 3 metri? Da, da. 80 de metri din gard până nu... Eu am scris. Domnul Fioară, asta e un metru din gard până șanță, este șanță. Nu pierd un mare. Da, tâine. Nu faci ce de 40, 60, 70. Eu m-am uitat un pic la... Nu ne se Le faci tu șanțurile. Alea cele mai grele. Cea mai grea problemă, și are dreptate domnul primar, începând din Ațățeau, că el își mătrește în sale miatrică. Și distanța aia mătrește e aceeași. Pentru că ei s-au aliniat toți, nu ieșit mătrești nici în stânga, nici în dreapta. Toate gardurile sunt aliniate. După ce? După primul. S-au aliniat. Primul greșit, sunt acolo. Pentru că eu iau să aliniez după gardul lui Ion Lazar, de la intersecția cu Viață. Și după tot gardul de la magazin. Te ia aliniarea după Ion Lică Bâză. Păi, dar era Ionică Bânză, mă, s-o zica. Că eu, după nu era Ionică, vine Rodica. Nu vine Rodica. Da, ea e o cază izolată. Dar e un caz izolat, petrecut acum recent, deci nu e... N-are nicio 80, când nu fost. De la market în cer. Asta vreau să spun eu. Asta a fost proprietatea primăriei, nu? Toate alea au fost loturi concesionate, da? S-au dat niște autorizații de construire acolo. Dar nimeni nu vedea. Nu am dat nimeni nu vedea. Problema este că nimeni nu vedea. Problema este că nu trebuia să se accepte să construiești fără a păstra 9 metri de la șosea. Exact uitat o chestie care a rămas uimit de ăsta lui Jacobă. Băiatul lui Jacobă. Toți au ieșit în drum. El? Nu ești tu. Cât i-au pus primăria ăla? Și zic, mă, dar cine a ieșit aia din ea, bă? A, păi, dar când, dacă dumneavoastră când s-o băgați canalizat la apă, o să-mi stricați gala. E omul deștept. Da? El o respectat la șapă. Da. Păi când toți au intrat pe zona aia, cine sunt pe zona aia? Nu zic de acolo, nu te amă, cine mai sunt acolo? Pe zona aia. Adică omul calcula bună dacă va trece apa și canalizat pe zona aia. Da, cred că ne facem probleme din comandă. Nu știu că ne facem probleme foarte mari. Dar să găsesc soluții ca să se pot întâmpla. Vorbim așa, este foarte greu, să știți. Păi și asta, porțiunea respectivă riscă ca toată zona Marea Bisericii să rămână fără canalizare? Mi se pare rău, dar... Să zicem, dacă domnul dorește, se pot elimina din proiect? Mergem până la prima casă unde se poate, să zicem, casă din prima casă care se poate, la Rodica, nu? Bine, nu, că de acolo mai sunt unde cerul, botezatul, mai ei au distanța normală, până deci de la market în sus. Exact. Conducta de corectorul principal sunt, e în cădere pe ambele părți, acolo unde se poate traversez în partea asta, mă duc pe zona aia și atât. Și pe zona aia nu mai mutăm, adică nu afectează părinții. Atunci dumneavoastră la... Nu, dacă, adică să nu mai văd de pierdut. E necesitatea supermarket, până la urmă nu e supermarketul, e al doamna Cristina. Dar ne ducem toți mai luăm pâine de acolo. Nu, da? Păi dar zic că acolo, din punctul ăla la deal, e ok. Acolo ce facem? Facem o subtransversare acum un județean, facem o transversare, ne băgăm în conducta principală pe partea aia. Dar nu e normal, adică intri pe zonă cu canalizare, rămân câțiva fără apă. Bă, ce să facem? Păi rămân trebuie găsit o soluție și zona aia canalizată. Făcut o ședință cu proprietarii. A dus la cunoștință, vor cerda din toată. Adică să-și găsească soluția. Și-o găsesc singur soluția. Mai mult decât atât, îi așteaptă și canalizarea. Dar proiectul în sine, când a fost făcut, nu a fost acolo, mă trebuie proiect. A fost, dar soluția care, ce soluție s-o dat? Pe zona aia, de un metru. Și ce soluție s-o dat? Cum s-o dat? Și se constată că pe zona aia nu pot să dai. Trebuie să dea o soluție. Nu știu, nu dau soluții nici. Păi dacă au dat zona nu e, o să facă la noastră, o să facă cu excavator, o să facă cu... Nu știu ce, trebuie să dea o soluție. Păi și se constată că nu poate. Distanță nu e. Nu știu dacă putea să dea. Tu știi foarte bine că pe tipul de lângă unei execuții sunt anumite probleme care se iubesc. Eu așa o văd. Soluția este
Mai și constructorul, să nu lucreze doar ce comod. Am cablu de nu sunt și utilaje mici până la urmă, în care în care Întregar și șanțe. Iată este. Nu se sapă la 1,30 cu iață. Se duce mai mult. Păi se duce până la 4 metri. Cum se sapă 4 metri pe zonă? În excavator, domnule. Sunt excavatoare mai mici, de 5 tone, care în cap, în zone, în spații restrânse, îl pune în remorcă, ce scoate, ce nu în cap, în șanță. Pune înapoi, îl aduce. Păi până la urmă, constructorul doar nu o să facă doar ce ușor. Trebuie să facă totul, nu? Constructorul vrea să apunce veștele de căcutiți. Eu nu sunt de acord acum de căcutiți. Când vine pe oarda de iar, mă apucând una mai sau un iubi sau cine ți-a apucat, de ce nu m-a apucat? Păi nu, el se ștergerea acum. Aici sparge de asta? Sparge tot aici. Aici e făcut de ștept pe căcutiți. Ce cum este făcut? Este făcut pe mijloc și traversări la 3-4 case, merge traversări la 3-4 case, cu cămiși din fiecare se acordează, dar e făcut o cheie. Mai e cineva care... Nu, eu sunt de principiu că să nu... Să nu fac și-o capul. Să nu renunțăm, dacă canalizăm o zonă, până la urmă... Asta să nu fie afectați cetățenii de gabul, de plan. Nu se găsește soluții, nu e. Mai sunt alte probleme, nu? Deci, încă o dată, supuneți la vot cumpărarea acestei... Suntem la vot, se rezolvă, da? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Așa. Punctul 7, dar nu e nu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren. Deci a fost primat cum? Aici cel mai bine știe situația, dar a venit foarte pregătit. Toate de pregătit, dar a venit cu documentele. Da? Cea lucru știe foarte bine și mine, e căruză și domnul de tip. În 1991 s-a făcut un schimb de teren între Albi Bac și primărie. De 5,52 de hectare s-a emis ordinul ministrului. În 1990, un schimb de teren între Carlos Bac, unde sunt casele, acum unde aveți voi casele. Da? În perioada respectivă, după 1991, domnul Dumitru Vasile a fost mandatat de 72 de persoane să cumpere o anumită suprafață de pământ de la Cupar, pe unde iată. Iar strâmbii, uitați-vă acele 72 de persoane care au cumpărat de la boierul Cupar. Suprafața de pământ rezultată din schimbul cu Abiba a fost împărțită în loturi de casă și au fost concesionate. Au fost concesionate către acei 72 de persoane. Dar am impresia că acele 72 e vorba de 31 de persoane pe Ciupară, restul acum de la Pară, sau nu știu ne-ați cumpărat. Dar vorbim doar de situația Ciupară. S-a încheiat contractul din concesionare cu persoane respective. Aici avem un contract de concesionare în speță de care este vorba acum. Din acele 72 de persoane au efectuat schimbul de teren. Au rămas doar 6 persoane, dintre care Gal Mihai, Vânceam Cristi, Dima, cu 6 persoane. În sfârșit au rămas 6 persoane. S-a făcut o mică greșeală în momentul respectiv, dar nu a fost o greșeală de redactare, să zicem, nouă. Pe contractul de concesionare erau Musachi, Dân Costică, a suprafeței de pământ, iar pe schimbul de teren, sus era trecut Gal Mihai. Gal Mihai a murit. Conform contractul de concesionare, acest contract de concesionar poate fi predat, da? În momentul când îți vinzi casa. Casa lui Gal Mihai, al lui Bogdan, da, era pe numele Usachi, am promit acte de vânzare cumpărare cu Usachi. L-am notat. Și eu acasă. Eu vândut casa, un nepotul. Gal Bogdan, fiind moștenitor al lui Gal Mihai, a făcut dezbaterea moștenire după Gal Mihai. Și acum am venit în fața dumneavoastră să apucăm și pentru
mama lui pentru Lidia lui Sache, pentru că a fost o greșeală notară, putea să lase domnul secretar a sesizat aici hotare de 179, domnul secretar a sesizat greșeala și dumnealor nu a mai modificat în sensul că acest schimb de teren se va efectua între primărie și două persoane, nu între primărie și GAL, între primărie și GAL Lidia și cu GAL Mihai. Și am venit în fața dumneavoastră să aprobăm acest schimb de teren rezultat din documentele pe care le-am prezentat aici. Nu, pentru GAL? Pentru GAL, atât. Pentru că a cheltuit domnul foarte mult bani. Poate greșesc eu. Poate, nu știu. Dacă greșesc, mă îndrești cu... Nu s-a făcut schimbul, mă îndrești între Aglimaș. Schimbul s-a făcut între... S-a făcut între... Nu. S-a făcut între... El era predat. Lua ăsta din la București, cum îi spune. Nu, opriți-vă. Între Agribac și primărie. Da, Agribac... Se ce Agribac va acolo, primărie era proprietar. Când am făcut, eu când m-am pus atunci la ăsta... Cine era proprietar? Proprietarul era de ce? Nu vorbim de Valea Bisericii. Nu, în 1990. Nu vorbim de Valea Bisericii. Bisericii de Încilescu era. Noi n-am făcut, eu nu am făcut, dar poate greșesc, nu, ne întoarcem repede înapoi dacă e nevoie. Eu nu am făcut, pe timpul meu, nu s-a făcut niciun contract, așa, cu Agribac, niciodată. Dar n-a spus că nu s-a făcut atunci, domnul. Dar n-a spus că s-a făcut în 90 și a venit de impusație. Bine, 90 era. Dar cu cetățenii, noi dăm cu cetățenii. În 91 s-a făcut în urma inundațiilor, s-a făcut deci, în urma inundațiilor. Deci Agribac a dat de mâini și se terea pe care se mi-a nu mai eram eu. Tu ai fost mandatat de persoanele respective. Uite, s-a luat votare de vânzare, cumpărare, prim mandatat, Dumitru Vasile, și cei 72 de persoane. Și ai cumpărat, tu ai fost mandatat, eu, Dumitru Vasile, mandatat pentru Ciucară, vânt fără nicio rezervă, o cumpărată de 8 hectare și nu știu de la lucrează, e extraordinar. Deci, suprafața aia, deci, nu s-a făcut și multe. După aia s-a făcut schimbul cu cetățenii. Uitați-mă, este Bursan Maria, este Burcean Cristinei. Dar acum, dacă regulați... Uitați, este și Salt Anton, care a fost și el din aia, pe poziția 69. El și-a făcut schimbul teren, adică numai voia de Anton sau din el. Toți acele persoane care au fost aici, au rămas, v-am zis. Și tu, Tică, 79, Dumitru Vasile, ultima poziție. Adică... Eu ce am? Suprafața de vânt că ai făcut schimb de teren. Da. Da, și tu. Dacă eram în aceeași linie... Da, mă, că nu ne-am spus. Nu ți-am spus cum am întâlnit. Nu, nu, vă spun că asta știi despre ce este vorba. Asta vă să spun. Dar știți să ce-au făcut așa? Că atunci au luat-o de la Cețarul și până inclusiv ultima casă de la Market și cealaltă, așa, au fost schimb de teren. Da, dar nu zice nimic. Dar ne-am cum de ori terminat. Și partea ta, pe urmă. Și până la urmă. Asta era de el. El e din cetățean al României să nu nu a făcut obiectul. El e cel mai mult acolo. Da, dar asta care e da. Ne-a făcut. Ne-a făcut. Acum, cum a
acest timp. Nu, noi am deviat un pic de la ceea ce vreau eu să vă întreb. Dacă mai sunt cu probleme, de ce nu încercăm să ritualizăm o dată problema asta? Ca dumneavoastră nu te pe drumuri, poate unei au posibilități, unei nu au. Și noi ce te facem? Noi ce putem face? Păi, dar ce impune până la urmă? Să plătească terenul, probabil, da? Să facă schemă. Când și așa, același. Să plătească? De care e declarat expertiză absolut totul, după aceea l-a mutat cheltuielile. Expertiza terenului. Nu. Că trebuie să dea un teren simulare schimb sau nu? Aici este problema. Păi, expertiza ce? Legea a fost pentru mulți atunci. N-au venit, n-au venit. Ca să fim Deci contractul este pe 25 de ani, plata. Deci terenul va fi dat folosință gratuit atâta timp cât este casă, da? Deci dacă a făcut atunci, în 2008, cât mai sunt? Că vreo 4 ani. Da. Deci mai plătește că 4 ani redevența, după 4 ani mai plătește nimic. Așa, da? Se rămâne direct proprietate. Nu că rămâne, cine ai zis că rămâne direct proprietate? N-am zis, nu mai plătește. Așa. Și atâta. Nu va fi proprietar. Dar asta ne discută la altă mare. El nu e proprietar, pentru că va fi amândouă. Eu mă gândeam să venim cu banatul celor care nu știu să doar. Cum era, cum a fost? Supunem la urma, în urma invitațiilor de atunci, a apărut necesitatea acordării unor loturi de casă ca acei oameni care fuseseră afectați, cum aveau în asta, să li se dea lotul să facă casă. Și a fost soluția cea mai bună, Adri Bacu, care era o societate, așa, au făcut un schimb de teren cu primăria Comunii Sândulene. Deci noi am luat acolo zona aia și am dat Adri Bacului la hotar, de aia era scandalul, da, 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 da. Așa, și o dat 5 cm în adâncime și da, prima soluție a fost aceea ca să concesioneze de 25 de ani. Și după aia au apărut ideea pe timp. După aia Mădăjii am făcut proprietar pe oameni, Mădăjii am dat la schimb pe terenul de sus și am făcut proprietar pe oameni. Da, ai făcut un proprietar. I-am făcut proprietar cu oameni. Da, proprietar. Și nu cu dar pe contractele, nu știu dacă precizează. Păi nu, e vorba de autorizație de construcție. Am înțeles, am înțeles. Deci când s-a emis autorizația de construcție, mi s-a impus atunci, verbal sau nu știu, că a fost primarul din timpul cealaltă și mi-a spus, aici pui casa și pune casa. Dar când a pus gardul, când a pus casa, prin o pus casa, o pus și gardul. Și alinia fiecare mădăriu. Dacă te uiți, are fiecare sac. Să ieși unul în stânga și unul dreapta. Dacă ne întoarcem să vorbim de acum 20 de ani sau 15 ani de zile, vorbim, dar trebuie o dată să o anunțim ca să beneficieze toți de calendarizare. Aia să găsesc, aia să găsesc, soluții să găsesc.